Porcii din România sunt pe cale de dispariție în magazinele din țara noastră. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că doar un sfert din carnea aflată în galantare provine din producția autohtonă, restul de 75% fiind adusă din import. Fermierii din România trag un semnal de alarmă și spun că ei vând carnea cu cel mai mic preț din Europa, în condițiile în care au fost aproape falimentați de pesta porcină africană. Aceștia spun că nimeni nu-i poate ajuta și marile magazine preferă să importe carnea. Carnea de porc este cea mai consumată din România, dar la producție stăm foarte prost și importăm foarte mult. Ce părere aveți? Ar trebui să nu se mai importe pentru că nu știm ce mâncăm. Și că în România avem destul de carne de porc. Deci noastră spuneți că în magazine să fie doar carne de la producătorii autohtoni. Să e românească. Sunt crescute cu boabe, cu astea, nu sunt concentrate, nu sunt... E foarte bine. Păi ce părere să am dacă noi nu suntem capabili să creștem porci? Și dacă îi creștem, dăm degeaba pe la alții și îi luăm de acolo înapoi pe urmă. Să e soluția asta bună pentru alții, nu pentru noi. Dar ce credeți că a dus la această schimbare? Pentru că înainte România era fruntașă la creșterea de porc. Românească. Politica, cine să ducă? Dar nu este decât oameni care știu să se vândă, dar nu știu să facă nimic ales. Vânzi tot. Chiar dacă de la poarta fermei pleacă cu un preț foarte mic, carnea de porc ajunge în magazine la prețul pe care îl cunoaștem cu toții, iar producătorii spun că nu au niciun cuvânt de spus în prețul final. Mai mult decât atât, din luna septembrie este așteptată o scumpire a cărnii de porc cu cel mult 25%. O perere foarte proastă. Din cauza că românii s-au dat peste cap din cauza conducerii. Fiindcă suntem organizați din afară, nu mai suntem din la noi din țară. Haideți să facă ceva și la noi în țară, ca să exportăm, să și importăm, să ne ajutăm reciproc. Dar acum România a ajuns dezastru. Fermierii români se află într-o situație fără precedent, nu doar în ceea ce privește carnea de porc. Ei au semnalat în curând lipsa sprijinului guvernamental pentru a reuși să facă față provocărilor. Are gust bun de țară, proaspătă și bună. Prea suntem susținuți în guvern. Avem crescătoria noastră, nostru tot veterinar, avem un crește cu grâne naturale, cu grâu, boabe și mor. Toate grânele naturale, deci porcii grâu. Gust foarte bun. Pe când numărul de ferme din România a scăzut semnificativ în ultima perioadă de timp, lucru semnalat și de Ioan Ladoș, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România. Oamenii se arată tot mai nemulțumiți de faptul că se importă din Uniunea Europeană, în loc să fie în magazine doar carne de porc de la producătorii autohtoni.